După 5 victorii consecutive, urmează a 6-a. Așa gândesc basketbaliștii Ploieștiului, chiar dacă vor juca un derby. Mâine seară la Brazi, CSOA Soft va înfrunta pe BC Timișoara. Formația campioană are probleme de lot, însă acestea sunt atenuate de calculul matematic. Dadu Arnautovici va conta pe cel mai bun apărător din campionat, Levi Siartor, refăcut după o întorsă. Dar sunt emoții cu Adi Tudor, conducătorul de joc, din cauza unei accidentări la genunchi. Însă albalbaștrii privesc mai liniștiți situația, deoarece matematic sunt calificați în play-off-ul Ligii Naționale, dar vor să-i bată pe albioleți la o diferență mai mare de 12 puncte, pentru a obține un avantaj în meciurile directe, în caz de egalitate de puncte la finalul sezonului regulat.